Corvinul Hunedoara își continuă evoluțiile bune, nu doar în campionat, ci și în meciurile amicale. După 7-0 cu Progresul Ezeriș și 4-1 cu Șoimul Băița, liderul detașat al seriei a noua din Liga a treia de fotbal a întâlnit într-un nou joc de pregătire divizionara secundă Poli Timișoara. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 0-0 și chiar dacă nu s-a marcat, jocul a fost unul de calitate. În plus, partida a avut parte de mulți spectatori atât pe stadion cât și în mediul online, ceea ce denotă că proiectul de relansare al fotbalului din Hunedoara este pe drumul cel bun. În primul rând, se demonstrează că acest proiect este pe un drum bun și faptul că o echipă de top din România, Politehnica Timișoara, care chiar dacă joacă deocamdată în Liga a doua, tot rămâne o echipă de top, a ales să joace un amical la Hunedoara, înseamnă mult și pentru clubul nostru și pentru valoarea jucătorilor. A fost un meci spectaculos. Cred că am văzut în tribune peste 600 de oameni. La un moment dat, cei din staff chiar au început să numere 600 de oameni la un meci amical disputat într-o zi lucrătoare de la ora 13. Chiar înseamnă, arată un interes deosebit pentru echipa noastră. Iar pe Facebook, meciul a fost transmis în direct, au fost peste 8000 de vizualizări, ceea ce spune mult încă o dată despre importanța acestui proiect. Înainte de joc au avut loc incidente între galeriile celor două formații, ambele cu mare tradiție în fotbalul românesc și cu suporteri pătimași, iar în urma altercației trei ultrași au fost amendați de către jandarmi, primind interdicția de a mai intra pe vreun stadion vreme de un an. A fost o altercație între suporterii celor două echipe, FC Corvin Hunedoara și FC Poli Timișoara, iar jandarmii care erau la fața locului au condus trei suporteri la sediul poliției și i-au sancționat pe aceștia cu amendă la legea 61/1991 cu sancțiune în valoare de 500 de lei și au interdicția pe timp de un an de zile ca să nu mai pătrundă în stadioanele la meciurile de fotbal. Suporterii sunt de la Corvinul sau de la Timișoara? De la ambele echipe. Incidentul a fost confirmat și de primarul Dan Bobăuțanu, fost jurnalist sportiv, care a precizat că altercațiile au avut loc în afara stadionului și că în timpul meciului nu au mai fost conflicte între galerii. Nici după joc nu s-au mai înregistrat incidente, suporterii lui Poli fiind însoțiți de poliția locală până la ieșirea din Hunedoara. Au fost și niște evenimente înainte de meci. Am înțeles, jandarmeria și poliția locală m-a informat, galeriile celor două echipe au avut ceva de împărțit, dar în afara stadionului evenimente propriu-zis în interiorul stadionului nu au existat, la o depărtare relativ mare față de stadion. Au avut ceva dispute, până la urmă nu cunosc chiar foarte multe detalii. Cert este că în interiorul stadionului nu au fost evenimente deloc, galeria oaspete a fost protejată de către jandarmerie și poliția locală. După terminarea partidei au fost însoțiți până în apropierea intersecției de la Sântuhan de poliția locală. Revenind de la fotbal, reprezentanții Corvinului apreciază numărul mare de microbiști prezenți la meci și încurajările spre echipa favorită, dar numai pe cele decente. Prezența lor pe stadion, din nou, a pus sare și piper în acest eveniment, pentru că este plăcut să auzi scandările civilizate, mă rog, nu au fost toate civilizate, și îmbucurător este faptul că iubitorii fotbalului din Hunedoara vin, iată, într-un număr atât de mare, la un simplu joc amical. La sfârșitul acestei săptămâni, corviniștii vor pleca pentru 10 zile într-un stagiu de pregătire centralizată în Antalya, organizatorii cantonamentului din Turcia, asigurând hunedorenilor în perioada respectivă și 3 jocuri amicale, care vor fi stabilite la fața locului. Până la plecarea în cantonament, Corvinul va mai juca un meci amical vineri 11 februarie de la ora 15:30 pe terenul liderului Ligii a 4-a de fotbal Hunedoara, Retezatul Hațeg.